Spectacole grandioase și două premiere sunt doar câteva dintre surprizele pe care le-a pregătit Opera Națională Română Iași din această toamnă. Ne așteaptă un început de stagiune foarte fierbinte. Vom începe cu cele două premiere care au avut loc stagiunea trecută. Este vorba de Carmina Burana și Rigoletto, în data de 7 și 14, după care va urma binecunoscutul concert în aer liber Magia Serii. Biletele vor fi puse în vânzare la sfârșitul acestei luni. Biletele se vor pune probabil începând cu data de 22 august pentru luna septembrie. Pe 20 va apărea programul și pe 22 se vor pune biletele deja în vânzare. Conducerea Operei din Iași se așteaptă la fel ca de fiecare dată la un număr mare de spectatori.